Salutare, prietenii mei! După ce s-a strâns o vizionare la premieră, premiera cu Start Servii, m-am gândit să facem un episod cu Fears to Fathom, episodul 1, Home Alone. Acesta nu este un titlu cunoscut, Home Alone. Așa, jocul acesta constă în... Uite, if you have a story to share, send it at first to Fathom. Deci, pur și simplu, ăștia, dacă ai vreo poveste horror, le trimis lor, știi, ce ți s-a întâmplat ție, le trimis tu lor și le transformă într-un fel de joculeț. Ei, și Home Alone ăsta constă în căsuța asta pe care o vedeți voi aici, așa. Acesta, Norwood Hitch ăsta, Underdev. E nou băgat? Asta nu știam. În fine, Norwood Hitchhike, ăsta costă bani. Și noi ne băgăm pe Home Alone. Hai să vedem. Fears to Fathom. Episodul 1. Singura casă. 12 iulie înainte de Hristos. Nu vreau să pun asta pe Reddit doar ca să fie... crezută ca o bucată de ficțiune. Nici nu știu de unde să încep. Asta e din cauza skill-urilor mele de spus povești. Că nu prea știi că e mai prost așa. Cred că doar o să încep. Era mijlocul verii. Părinții mei au plecat pentru un weekend din cauza muncii, presupun. Așa că asta însemna că eu eram singură în acest weekend. Nici nu puteam să dorm cum bine în acel timp. Puteam să dorm și să mă trezesc oricând voiam. Aveam și un plan pentru asta. Ei, să trăiți. Acum eu joc. În jocul ăsta l-am luat de la Jacksepticeye. Adică știu povestea, dar nu până la final. Jocul ăsta constă în, dacă faci o greșeală, îți dă un jumpscare. Dar un jumpscare care are legătură cu povestea. Adică nu un jumpscare, pur și simplu apare un clown în față, știi, de exemplu. Nu, are legătură cu povestea. Știți? Deci este ora 8:03. Ai get up. A, era ora 8 în acea seară. A, el s-a trezit seara. O, mamă, dar ce tare e să joci tu jocul. Ok. Let's explore. Escape. Mămica. Așteaptă. Când o să vă reîntoarceți? Eu și cu taică-tu ne vom întoarce luni. Nu ți-am spus asta ieri? O, tare. Eu întreb, nu ți-am spus asta ieri? Și prietenul meu răspunde, tare. Ai grijă să se adormi la timp. Sper că o să-mi dai mie PlayStation-ul, la fel cum ai promis. Mă refer că dacă primești discountul. Poți să-l invit pe Mason și Josh pentru o seară, pentru teme. Bineînțeles că poți, doar sună-mă dacă ai nevoie de ceva. Dar fii sigur că sunt ei înainte să deschizi ușa. Uită-te pe după perdele. Ai grijă. Da, ok. Așa, pizza, o să luăm pizza. Da. Și ăsta e Mason, ăsta care vrea să-l invite sau cum vine treaba ea? Yo, you coming to Jessica's tomorrow? Vii la Jessica? Yes. Am auzit că Josh vine și el. I don't know. Ce s-a întâmplat? Nu vrei să o vezi ieri? Nu s-a arătat.
E de parcă nu, chiar nu aș conta pentru ea. Pentru mine, da. Băi, eu joc horror. Deci, let's see. Asta, din câte mi-am amintesc, asta e... Cum, e tot ora 8 și 3? Cum, eu am stat mai puțin de un minut acolo? Nu cred așa ceva. Bă, închidem ușa ca să nu o fie deschis așa de la sine. Și după aia... Ca să nu se închidă așa de la sine și să zică, opa, fantoma. Ce, tu crouch? Oh, și așa pot să văd. Ok, I understand, I understand. Auziți? Wow, super tare. Poți să-l deschid? Oh, nu, nu vreau de astea. Nu vreau de asta horror. Vreau de alea cu munții. Ah, așa, perfect. Sau hai să-l închidem, ca să nu-l găsim noi după aia închis așa de la sine, ca să credem că... Libelula. Oh, here is the grădina. Ah, și asta e o altă ușă spre grădină. Ok. I understand. Și aici e bucătăria. Ok. Nu va trebui să faceți nimic. Am făcut eu lasagna. Căutați prin frigider. Presupun că asta e, nu? Mâncarea era rece. G ca să o arunci. Credeam că o să o arunc mai tare. Așa, mâncarea e rece. Bun, și ce vrei? Presupun că aici, nu? It's ok. Ce mai are ăsta pe aici? Ce asta, bere? Pentru mine? Thank you very... What? Nu am vase? Oh, wait. What? Nu am vase de... Deci, mâncarea era fierbinte și cum trebuie și mie îmi place să mă uit la televizor. Ok. La la. Băi, fiți atenți, geam septic, ai primit un jumpscare acolo. Acolo nu trebuie să ieși afară. Afară nu trebuie să ieși. Bun, mă pun pe canapea. Oh, no, no. Get up. Vreau să mă uit la televizor. Că mie așa îmi place. Nu asta horror. Asta nu-mi place. Vreau ăla cu munții. Ah, perfect. Mie asta îmi place. Exact așa. Oh, wait, eu pot să mănânc. Ați văzut și voi? Eu atât de mult mănânc. Ați văzut? A trecut ceva pe scări. A trecut ceva pe scări. A urcat ceva pe scări. Mănâncă, mănâncă, mănâncă. Mănâncă, come on! De ce? De ce nu mai poți să mai mănâncă așa, așa? I already feeling very sleepy after eating the food. Trebuie să mă duc să mă culc? Unde? Acolo sus? Nu, aruncă, aruncă tu! Oh, vai, păi ăla s-a urcat în sus. Trebuie să mă duc să mă culc? Așa, foarte bine, bine că mi-a trimis ăsta mesaj. Mă duc în spate. Va trebui a intervenit ceva, nu mai pot să mai vin. Dar va trebui să o vezi pe Jessica mâine. S-a făcut.
Dacă mai există vreo mâine. Tararara. Mi s-a părut că am văzut ceva acum. I don't know. Oa, de ce urcă în bug? Mamă, și eu mergeam cu spatele, vă dați seama, și mă urmărea. I'm sorry, Miles. Te voi vedea mâine. Acolo nu mă duc. Mamă, eu sper că după fiecare colț, pentru că acolo afară unde a fost speriată Jacksepticeye, a apărut după colț. Închide, închide, închide. Sper că nu poți deschide astea, nu? Mi-am amintit că am de făcut lecții. Păi și lecțiile unde sunt? Acolo jos, iară? Oh, wait. Ce-i asta? 12:38. A, presupun că asta trebuia să fac. Cred că astea sunt temele, nu? M-am terminat în temele în aproape câteva ore și ăla n-a plecat din casă, presupun. Nu stați prea târziu, copii. Nu vreau să aud iară ceva de la domnișoara Paula de data asta. Cine e aia? Libelula? 1 și 16 noaptea. M-am trezit să iau niște apă. Oh, no. Oh, no. Oh my god. Nu vreau. Unde e apă? Presupun chiar la frigider, nu? Că acolo am văzut. Oh, nu. Eu nu vreau. Oh my god, ce fel arată. Nu vreau. Nu vreau să mă duc. Presupun că altfel n-am cum să continui, nu? Mi-e frică de camera aia. Repede, coboară, 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 du-te, du-te, du-te! Oh my god, oh my god. Apă. Yes. Right click. Dar cum beau, mă, eu așa? La revedere. Oh, cred că am făcut sunete, cred că nu trebuia. Hai, acum mă duc repede, mă duc repede să mă culc. Nu, spunem că nu-i, spunem că nu-i nimeni. Spunem că nu-i nimeni. Repede, du-te în cameră, du-te în cameră, du-te în cameră. Închide ușa, închide ușa. O imagine, wow. Myers, cine este la ușă? Credeam că la Isus. Ha, se pare că a ieșit. Ah, vedeți? Vedeți? E acolo la ușă. Și dacă ieșim, ne luăm jumpscare. Nu trebuie să ieșim. Wait, wait, wait. Sunteți voi acolo? Nope. Click to hide. Oh. O să mai zis ceva? Nu, pare că nu. Oh, no. Sper să n-apară acum picioare. Nu vreau. Am primit o notificare. Oh my god, oh my god. What am I supposed to do? Trebuie să stau aici? Nu știu. Mai e un indiciu pe aici? Sper că nu trebuie să cobor, nu? Sper că nu asta e sfârșitul.
Oh, uite, lumina deschisă. Nu, no, I can't. I just can't. Just can't. I don't know. I don't know. Nu știu ce să fac. I don't know. Lumina aprinsă acolo. Sper să nu-mi deschid cineva ușa, nu? Mom? Don't. Don't. What am I supposed to do? Who's at the door? I know. Nu, trebuie să-i trimit eu. I don't want to. I don't. Nu, șterge. I don't know what to do. Trebuie să plec. Camera aia are ceva. Am avut un vizitator care a intrat peste mine. Mă. Bă, frate, bă. Bă, frate, băi. I don't know. Ce ar trebui să fac? Trebuie să cobor? Nu vreau să cobor. Nu vreau să cobor. I'm not sure, man. Nu știu ce să fac. M-am uitat odată, mi-e foarte frică. Sincer. Primi și un apel telefonic. Vrea cineva să-i tot trimit niște lucruri de la școală. Bă, lasă-mă odată în pace. Nu am lucrurile de la școală. Ți-am trimis două poze, câte vrei. Eu sunt în horror aici. Are o lampă? Mă, cum stătea camera? Că nici nu știu. E pusă prost, nu? I don't know, I guess I should go. Știu că e acolo. Paula mi-a trimis. Mam, de unde e asta? A zis că a văzut asta. Sunăm poliția. Copii, închideți toate ușile și ascundeți-vă în cameră. Copii? De care copii? Că eu sunt singur acasă. Nu deschideți la ușă, nu contează ce se întâmplă. Oh! El e acolo. You see him? L-am văzut la ușă. L-ați văzut și voi la ușă? Repede din cameră. Repede din cameră. Doamne. Se pare că camera aia mi s-a părut mie că e hororismă, dar... Oh no. Oh no. Oh no. Just let's hide. Cred că nu asta trebuie să fac, nu? Pentru că am văzut că mesajele e tot ceea ce contează pe aici. Așa au deschis toate becurile. There is someone. Ați văzut pe fereastră? Urcă scările? Oh
Bă, de ce n-am încuiat ușile? Mergea să încui ușa? Sper să nu fac ceva prost. Să-mi iau un jumpscare să apară ăsta, uite așa, să se uite. Cine e ăsta? Ai auzit? Paula este la ușă. Îmi pare atât de rău. Totul va fi bine. Nu cred că e Paula la ușă. Nu cred. Nu, eu nu mă duc. Eu nu mă duc acolo. Nu contează ce este. Am văzut că e cineva acolo. Erau doi oameni. Deci unul stătea dinainte la ușă. Și celălaltul... I know, I guess I... Oh, no! Oh, no! Oh! I'm going to hide. Cred că acum o să deschid ușa la mine în cameră. Cred. Eu sper să nu. Prinde-ți-l! Da, exact așa. A venit poliția. A game by Ryle. Veniți polițiștii. Prindeți-l. Veniți poliția, prindeți-l. Prindeți-l, nu-l lăsați. Eu mă ascund în cameră. Oh, s-a închis iar. Bă, de ce mi-arată camera așa? Oh, așa, mai bine. Bă, acesta ne-a fost episodul. Dacă v-a plăcut, v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, nu v-a plăcut. Sincer, nu mă interesează. La revedere.